Sunt fotograf profesionist specializat pe fotografie culinară și de produs. În paralel țin și un curs, fotografie culinară cu o singură sursă de lumină. Cursul e adresat în principal mai mult pasionaților de fotografie decât fotografilor profesioniști, dar am avut cursanți, fotograful profesionist și a fost foarte încântat să afle particularități ale fotografiei culinare. Cursul se bazează efectiv pe folosirea unei singure surse de lumină, în ideea în care dacă înveți să folosești corect o singură sursă de lumină, vei ști exact de ce ai nevoie și de o a doua, în cazul în care vei avea nevoie de o a doua sursă de lumină, dar în același timp vei putea obține rezultate bune folosind o singură sursă, un singur blitz, astfel obținând fotografii bune, dar cu o investiție destul de mică. Fotografia culinară, evident, este aparte fotografii în mâncare. Nu avem niciun dubiu aici. Foarte multă lume tinde să o asocieze cu fotografia de produs, izolând-o pe fundal alb, fotografiindu-o într-un mediu destul de steril. Nu este un gen care mă pasionează foarte mult, deși în unele cazuri este util și necesar. Prefer o fotografie care are sens, care are un context și atunci prefer să creez și ambientul din jurul preparatului. Partea interesantă este că fotografiile nu trebuie să fie perfecte. Uneori rămân în urmă, eu știu, bucățele de la o prăjitură sau avem o linguriță din care cineva a mâncat deja o bucată și pe lingurița aia se văd urme și de la tortul respectiv, prăjitura respectivă. Fotografia trebuie să-ți transmită o senzație, trebuie doar să arate așa plus, să arate o imagine, trebuie să fie un obiect. Trebuie să-ți transmită ceva, iar în cazul de față este, aș putea spune cel mai des, dorința. Trebuie să-ți dorești, adică nu trebuie să-ți dorești, îți dorești efectiv uitându-te, să fii participat în momentul ăla. Că tot vorbeam de cosmetizare, sunt situații în care mâncarea din fotografie nu este deloc comestibilă. Eu știu, o friptură poate fi colorată cu ulei de mașină și iar urmele de grătar sunt făcute individual cu un fier încins. Mâncarea bună de mâncat de obicei trece de punctul în care arată bine pentru o fotografie. Iar atunci trebuie apelat exact la acești food stylish care știu exact să obțină mâncarea în stadiul în care ea arată cum ar trebui să arate. Body-ul pe care îl folosesc este un Nikon D3S. Obiectivul cu care fotografiez mâncare este un Nikon 105 mm micro. Iar de fiecare dată când fotografiez mâncare am un blitz și un softbox. Acum, în funcție de situația în care fotografiez, pot folosi ori un blitz de studio împreună cu un softbox potrivit acestuia, ori un blitz, un speedlight, un blitz cu baterii, fie făcut de Nikon sau de alți producători. Acesta mă oferă mai multă mobilitate, pentru că nu sunt legat la o priză și, în același timp, fiind de dimensiuni foarte mici, pot să-l leg efectiv cu scorci de tavan dacă am nevoie. Recomand, eu știu, folosirea unui trepied. Și în același timp, niciodată nu o să plec la mine fără niște foi de hârtie pe care le pot folosi ca blende improvizate în orice poziție aș avea nevoie. Un sfat, deși simplu, dar din punctul meu de vedere important, este să iei tot timpul lucrurile treptat. Dacă ai o imagine de făcut și ție ți se pare complicată, trebuie să iei pur și simplu pas cu pas. Pui o sursă de lumină, faci o poză, vezi ce se întâmplă, și atunci te gândești care e următoarea problemă pe care vrei să o rezolvi. Să zicem că ai o umbră și e cam puternică și vrei să o diminuezi. Să zicem că pui o blendă sau o altă sursă de lumină. Ai rezolvat așa problema. După aia te uiți din nou la poză, la noua variantă de imagine și vezi care este următoarea problemă. Și așa, încet, încet, ajungi să construiești imaginea pe care ți-ai imaginat-o la început și pe care ți-ai dorit-o.